Bună seara, dragi copii, și din nou vă invit să călătoriți în lumea minunată a basmului. De ce își cântă cucul numele? Legenda ne spune că un cuc singuratic de felul său se întâlni cu un mierloi scăpat din colivie. Cum nu prea avea mulți prieteni, mai ales dintre cei care avuseseră legături cu oamenii, se bucură de întâlnire și îl opri pe mierloi să-l întrebe de una, de alta, ce mai face. Ziua bună să ai, dragă mierloiule, zise cucul. Cum ești tu atât de umblat prin această lume și ai auzit atâtea? Poate vei izbuti să-mi răspund și mie la o întrebare, căci mă macină de mult timp o curiozitate. Ia spune-mi, dragă mierloiule, ce zice lumea de cântecele noastre? Da, bună să-ți fie inima, cucule, îi răspunse mierloiul. De umblat trebuie să-ți mărturisesc că nu am umblat prea mult. Aproape toată viața mea am petrecut-o într-o colivie lângă fereastră, unde puteam să văd înaltul cerului fără ca eu să mă pot bucura de el. De auzit însă, am auzit multe și vrute și nevrute și chiar am deprins limba oamenilor, așa că îți pot spune că aceștia zic numai de bine de cântecele noastre. Da, dar oare de privighetoare, mierloiule, de privighetoare, ce zice lumea? Oamenii sunt încântați de trilurile ei, ori ba... Da, pe ea o laudă toată lumea, fără excepție. Toată lumea este o pasăre norocoasă, fără ca măcar să o știe. Auzi, mierloiule, dar pe ciocârlie, ciocârlia și ea e lăudată? Da, și pe ea o laudă lumea, dar... cam pe jumătate. Doar pe jumătate, mi-e drept să-ți spun. Mi se pare că glasul este tare melodios și că ar merita să fie pe deplin lăudată. Dar pe voi, mierlele, vă laudă lumea. De voi cam ce spune? Sigur, și pe noi ne vorbește lumea de bine, precum spusei, dar numai din când în când. Nu suntem pomenite chiar atât de des. Cum e posibil una ca asta? Mierloiule, dar pe mine, spune drept fără să te sfiești, ce zice lumea de neamul meu? De tine, drept să-ți spun, începu mierloiul. Aș vrea să-mi spui drept, chiar de-o fi de rău, îl întrerupse cucul tare emoționat. De tine, cum să spun, n-am auzit pe nimeni vorbind. Pe nimeni? Îl întrebă cucul înfuriat și întristat în același timp. Da, precum auzi, pe nimeni, răspunse cinstit mierloiul. Atunci, las că le spun eu cine sunt. Din acel moment, dragii mei, începu să cânte cucul din răsputeri. Cucu, 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 astfel încât lumea să-l audă și să-l recunoască. Și lumea striga la el. Cucule, năucule, ce tot faci și nu mai taci? Tot cânt și tot zbori, bucurându-te de flori. Spune-ne și nouă bine, ani trăim sau numai zile? Noapte bună, copii!